Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit alături de mine la bordul mașinii timpului. Astăzi avem de făcut o călătorie extraordinară. Vom călători în cosmos, ne vom îndrepta către Marte, pentru că chiar în preajma orei la care înregistrez această emisiune, în ziua de 8 noiembrie, e programată o lansare spectaculoasă. E programată demararea unei misiuni senzaționale, dacă mi este permis, unei misiuni senzaționale către Marte. Vom vorbi despre asta imediat. Dar, înainte de aceasta, trebuie să vă atrag atenția. Duceți-vă la chioșcurile de ziare și poate mai aveți norocul să găsiți ultimul număr din revista Știință și Tehnică. Acesta este ultimul număr. Vedeți dumneavoastră, avem un pictorial mare și un poster dedicat balonului stratosferic despre care v-am vorbit de la această măsuță, ca să zic eu așa. După cum v-am spus, există și un poster, n-am să-l desfac, pentru că vreau să îl păstrez într-o stare cât mai bună. Un poster care prezintă, de păcate, numai câteva dintre imaginile surprinse de balonul Știință și Tehnică și sper ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să edităm și un DVD cu aceste imagini. Foarte rar avem imagini de la marginea cosmosului, imagini ale României, cum se vede de la marginea cosmosului. Sper că ați găsit revista și sper că cei care au aflat abia acum că a apărut numărul Știință și Tehnică vor reuși să mai găsească pe la chioșcuri. E bine de știut, ea apare în prima luni a lunii respective. Vedeți și noastră, luna decembrie, când este prima luni și veți găsi atunci primul numărul din Știință și Tehnică. De fapt, o prietenă de-a mea chiar se mândrea cu faptul că a reușit să cumpere ultimul exemplar de la chioșc. La chioșcul meu erau mai multe. Deci poate unii dintre dumneavoastră mai au șanse să găsească acest număr de-a dreptul spectaculos al revistei Știință și Tehnică. Mă dau mare așa un pic, am și un articol. Un dosar, mai bine zis, în care mă ocup de cele două misiuni care vor demara în curând, misiuni care au drept obiectiv Planeta Roșie. Despre cea de-a doua misiune voi vorbi săptămâna viitoare. Este vorba despre misiunea americană, roverul Curiosity, despre care am vorbit adesea de la acest microfon și oricum, lansarea ei se va petrece ceva mai târziu, așa că astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre misiunea ruso-chineză Phobos Grunt. Am aici o imagine care ilustrează foarte bine obiectivul misiunii. Misiunea ar fi trebuit să plece în urmă cu 2 ani. Probleme tehnice, cum au fost și cele care au dus la amânarea misiunii Curiosity, a făcut ca și aceasta să fie anulată. Ținta misiunii este plasarea unui lander, unui aterizor, pe suprafața unuia dintre sateliții marțieni. Este vorba despre satelitul Phobos. Îl vedeți dumneavoastră reprezentat acolo în partea stângă a imaginii. Ea va purta la bord, pe lângă acest lander. Misiunea este compusă și dintr-un orbiter, un orbiter al Agenției Spațiale Chineze, un orbiter care va întreprinde cercetări timp de câțiva ani în jurul planetei Marte. Nu este un orbiter, un satelit marțian, mai bine zis, foarte spectaculos, nu va transmite imagini ale planetei Marte. În schimb, va măsura câmpul magnetic marțian, va efectua o serie de măsurători științifice în vecinătatea planetei Marte. În luna octombrie, la centrul de lansare din Kazahstan, în zona de asamblare a rachetei, a ajuns întreg modulul, întreg
echip, nu știu cum să zic, mai ales să zicem așa, întreg ansamblul care va pleca înspre Marte. Aici asistați la câteva imagini din momentul deschiderii coletului care conținea, cum să zic eu, vehiculul Phobos Grunt, pe care îl vedeți dumneavoastră cum este pregătit în vederea montajului. Remarcați această suprafață aurie. Să știți că este vorba despre o suprafață izolatoare realizată dintr-un plastic special milar, care a fost obținut, sau mai bine s-a fost folosit pentru prima dată în timpul misiunilor Apollo. Are avantajul că, punând mai multe straturi din acest material, se realizează o izolație termică extrem de eficientă la o greutate foarte mică. Pentru asemenea misiuni la distanțe foarte mari este extrem de important să minimizezi toate masele, să obții performanță maximă la o masă cât mai mică. Respectiv, masa acestei suprafețe izolatoare să fie cât mai mică, dar în schimb să ai o izolație foarte bună. Aici este plasat pe un suport provizoriu. Ea nu poate fi, sonda nu poate fi plasată direct în vârful rachetei. Aici vedeți și antena de comunicație cu Pământul și acest suport pe care este plasată sonda va fi ridicat mai târziu, nu avem imagini, va fi ridicat mai târziu la bordul rachetei. Iată, aveți dumneavoastră, ați putut să vedeți niște imagini în care am uitat să-mi pornesc ceasul, trebuie să-l pornesc acum, gata, l-am pornit, în care ați putut vedea niște momente din timpul asamblării. Este o operațiune extrem de interesantă, care impune condiții extrem de rigide. Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui aspect, dar trebuie să vă gândiți măcar la un singur lucru. Trebuie ca poluarea biologică să fie cât mai mică. Pentru că nu trebuie noi, la rândul nostru, să poluăm biologic alte corpuri cerești din sistemul solar. În urmă cu câteva zile, raportat la acest 8 noiembrie, ziua la care realizez această emisiune, a început, după ce întreaga rachetă a fost asamblată, a început operațiunea finală de deplasare către rampa de lansare. Iată cum o asemenea rachetă, racheta este de tip Zenit 2, este un lansator greu, iată cum racheta a ajuns în vecinătatea rampei de lansare, după care, iată, o aveți în fața ochilor asamblat, pregătită pentru zbor. Este o misiune extrem de ambițioasă, pentru că are drept obiectiv să aducă eșantioane de pe satelitul marțian Phobos. Acesta este unul dintre obiectivele misiunii. Cel de-al doilea obiectiv al misiunii, pe care vi l-am relatat mai devreme, este plasarea pe orbită a unui satelit chinez. Și mai este un aspect al misiunii despre care voi vorbi mai spre capătul acestei emisiuni. Este, cum să zic, un soi de inițiativă privată, mai degrabă. Interplanetary Society a aranjat cu Agenția Spațială Rusă ca modulul acela care se va întoarce pe Pământ să poarte la bord o mică, să zicem noi, cutiuță în care se vor afla eșantioane biologice pe care le veți vedea către sfârșitul emisiunii. Important este, scopul acestui mic experiment este acela de a vedea dacă organismele terestre pot rezista la condițiile aspre din spațiul cosmic. Vom mai reveni asupra acestui aspect. Iată o prezentare de ansamblu a vehiculului Phobos Grunt. Este în această imagine, puteți vedea ansamblul care va debarca pe
mă iertați, ansamblul care va debarca pe planeta Marte se află plasat aici, în partea de sus a imaginii. Puteți vedea și în interior acolo, ascuns și înghesuit, satelitul chinez YH-1. De fapt are un nume, dar este un nume mai complicat. În partea de jos se află sistemul de propulsie, iar cea mai de jos parte, torul acela pe care îl vedeți dumneavoastră, reprezintă un rezervor de combustibil care, așa cum veți vedea în imaginile, în micul film pe care îl avem pregătit, un film pe care l-am obținut de la Agenția Spațială Rusă, veți vedea că acela va fi abandonat în momentul plecării spre Marte. Am și o imagine cu landerul, iată, e cam urâțel, mărturisesc, dar trebuie să vă dați seama că este vorba despre un echipament extrem de complex. De fapt, landerul, în vederea debarcării pe Phobos, va trebui să execute manevre extrem, dar extrem de complicate. Le veți vedea figurate chiar în filmulețul pe care îl vom vedea ceva mai încolo. În partea dreaptă puteți să remarcați și brațul robot, brațul robot care va colecta eșantioane de pe suprafața lui Phobos, după care aceste eșantioane, prin conducta aceea care o vedeți dumneavoastră în stânga modulului, vor fi transportate către bucățica aceea de sondă care se va întoarce înapoi pe Pământ undeva prin anul 2014. Este o misiune, vă mărturisesc, surprinzătoare. Este o misiune la care în urmă cu câțiva ani nu m-aș fi așteptat. Ea marchează, într-un anume fel, întoarcerea Rusiei în zona aceasta extrem de dificilă a misiunilor interplanetare. De fapt, Rusia a mai reușit să aducă eșantioane de pe alte corpuri cerești prin anii 70, sonda Luna 24, dacă nu mă înșel, a reușit să aducă eșantioane de sol lunar. Este un vehicul interesant. Întreg ansamblul pe care l-ați văzut dumneavoastră mai devreme cântărește 13 tone, 200 de kilograme. Haideți să vedem cum se va desfășura o asemenea misiune. Este un film pe care a trebuit să-l scurtez eu, pentru că era totuși un pic prea lung. La ora la care vă vorbesc, s-ar putea ca misiunea să fi început cu decolarea rachetei Zenit 2, o decolare înspre spațiul cosmic, o decolare care mai târziu va duce către planeta Marte. Vedeți dumneavoastră treptele cum se desprind succesiv, acum este aprinsă treapta care duce la înscrierea pe orbita terestră. Da, am o mică problemă. Așa, filmul a început din nou. Încerc să scot mâna din cadru, am scos mâna din cadru. Deci revenim. Asistați la decolarea rachetei Zenit 2, o decolare care probabil că la ora la care dumneavoastră veți vedea acest film va fi avut loc. În prima etapă se înscrie întreg ansamblul pe orbita terestră. Este situația clasică. Iată, momentul în care se aduce viteza la valoarea necesară pentru a sateliza întreg modulul pe orbita terestră. Sunt momente pline de emoție pentru cei de la sol. Ați văzut, s-au deschis panourile solare. Sonda se află în acest moment pe orbită circulară în jurul Pământului. La un anumit moment sunt pornite motoarele pentru ca orbita aceasta circulară pe care ați văzut-o dumneavoastră mai devreme să devină una alungită, o orbită eliptică
extrem de alungită. Aceasta este una dintre etapele pentru plecarea către Marte. Este aruncat rezervorul de combustibil, m-am arătat mai devreme, există această structură care este abandonată tocmai pentru a micșora masa care urmează să plece către Marte. Și acum asistați la pornirea finală a motorului în vederea plasării sondei către pe orbită către Marte. Sonda va ajunge în vecinătatea planetei Marte în octombrie 2012. Deci este o călătorie destul de lungă. O călătorie care pentru cei rămași la SO, pentru cei care dirigează sonda, este o perioadă plină de emoții. Traiectoria sondei trebuie corectată în permanență. Tocmai ați asistat la momentul înscriere sondei pe orbita marțiană. Este abandonat motorul principal, motorul care a dus sonda către Marte și a ajutat la înscrierea sondei pe orbita marțiană. În câteva momente, uitați, chiar asistați la momentul desprinderii satelitului chinez, satelit care va efectua observații asupra condițiilor din jurul planetei, din vecinătatea planetei Marte. Modulul de aterizare, Thomas, a deschis panourile solare și începe iarăși o perioadă extrem de complicată și plină de neprevăzut. Pentru că sonda va trebui să efectueze o sumedenie de manevre în vederea debarcării pe Phobos. Dacă sosirea se va produce în octombrie, debarcarea pe Phobos se va produce în februarie 2013. Din octombrie 2012 până în februarie 2013 va trebui să așteptăm plin de emoție momentul debarcării pe Phobos. Să nu credeți că este o treabă foarte simplă. Unii se vor gândi că Phobos fiind o chestie foarte mică, lucrurile sunt simple. Nu, tocmai masa foarte mică a lui Phobos pune probleme. Imaginați-vă cum puteți săpa pe un obiect care are o accelerație gravitațională, o forță gravitațională, mai bine zis, extrem de mică. Ați asistat la diferite manevre care se execută în vederea pregătirii coborârii pe Phobos. Mi-ar plăcea să stau alături de cei de la centrul de control al zborului în asemenea momente, pentru că lucrurile sunt extrem de interesante. Se face întâi o recunoaștere de ansamblu a satelitului marțian, după care se trece la etapele finale de debarcare. Repet, nu este o chestie simplă, este chiar o chestie extrem de complicată. Trebuie să vă gândiți că semnalul ajunge acolo la sondă, semnalul radio, ajunge în câteva minute. Bună parte din manevre trebuie de fapt executate automat. Omul nu intervine decât așa, pentru lucruri cu totul generale. Aici intră în funcțiune un altimetru radar care palpează suprafața și dă informația asupra distanței față de satelit, după care în momentul în care este găsită o suprafață cât mai puțin accidentată, are loc asolizarea. Nu știu cum ar suna afobobizarea, nu știu cum. Nu, dar standard trebuie spus asolizarea. Se transmit imediat mesaje către Pământ care conțin informații legate de starea de funcționare și iată brațul robot care colectează eșantioane de pe Phobos. În total vor fi recoltate între 150 și 200 de grame de sol de pe Phobos. Vedeți, nu avem de-a face cu obișnuitul braț robot, e un alt fel de mecanism care este folosit. El este plasat în acea zonă a landerului, după care, printr-un mecanism interesant, prin nu aer comprimat, ci printr-un gaz comprimat, un gaz bine filtrat, eșantionul este trimis către acel etaj care se va întoarce
înapoi pe pământ. Dar nu va face numai atât. Va recolta mai multe șantioane care vor fi trimise pe pământ, dar va efectua și niște analize la fața locului acest lander, tot brațul robot, va plasa într-un compartiment, respectiv compartimentul pe care îl vedeți dumneavoastră în imagine, va plasa eșantioane de sol marțian, care mai apoi sunt analizate. Practic sunt încălzite și gazul care rezultă este analizat. Sunt niște analize relativ simple, dar zic eu extrem de importante. Iar să așezați la o comunicare cu Pământul, sunt transmise datele obținute. De asemenea, se vor putea obține imagini fotografice de detaliu a satelitului marțian Phobos. Tocmai ați asistat la momentul decolării către Pământ, a modulului de reîntoarcere pe Terra. Iarăși, manevre complicate, manevre sofisticate, gândiți-vă, distanțele sunt extrem de mari și trebuie să fie, să ajungă la țintă cu extrem de mare precizie. Așa cum v-am spus, se va întoarce sonda undeva prin anul 2014, mai exact în luna august anului 2014. Vreau să remarcați două aspecte aici. Intrarea în atmosferă e banală, este obișnuită, dar veți remarca că acest modul de reîntoarcere nu este echipat cu parașută. El pur și simplu se va prăbuși în zona lasă de țintă pentru coborâre. Și mai mult decât atât, la bordul său nu se află echipament radio. Nu va putea să transmită semnale radio care să ajute la identificare. Va fi urmărit prin radar și astfel poziția lui va fi urmărită și vor putea fi, va putea fi modulul respectiv regăsit. Dar misiunea nu se termină aici, așa cum vedeți dumneavoastră și în această imagine. Etajul de coborâre rămas pe suprafața lui Phobos va trimite în continuare informații către Pământ. Nu așa că avem de-a face cu o misiune extraordinară? Haideți să revin în cadru. Este cu adevărat o misiune extraordinară. Ar fi pentru prima oară când reușim să ajungem, să aducem eșantioane din zona planetei Marte. Cred că este o pregătire destul de importantă pentru o misiune și mai interesantă decât aceasta, o misiune care va avea loc peste câțiva ani, prin care noi pământenii, vom reuși să aducem eșantioane de pe suprafața planetei Marte. Și acele eșantioane ne vor oferi multe răspunsuri la întrebări care ne fascinează pe oricare dintre noi. Oare există viață pe Marte? Poate că și această sondă ne va oferi răspunsuri parțiale la această întrebare. Poate că prin analiza eșantioanelor obținute în cadrul misiunii Phobos Grunt vor putea fi trase niște concluzii care să ne oferă ori speranțe, ori dezamăgiri în ceea ce privește existența vieții pe Marte. Mai am o imagine care mie mi-a plăcut foarte mult, tot de la Agenția Spațială Rusă. Nu astea sunt proporțiile sondei și a lui Phobos, dar ideea aceasta este curând la scară istorică, vom putea avea pe Pământ eșantioane de pe acest satelit natural al planetei Marte. Vă spuneam că mai există o parte importantă a misiunii. Este vorba despre un experiment biologic organizat de Planetary Society. Este vorba despre mici eșantioane biologice care vor parcurge întreaga misiune Phobos Grunt. Practic, timp de câțiva ani, aproape 3 ani, va călători în condițiile spațiului cosmic. S-au mai făcut experimente de acest tip și chiar în curând se vor mai face și altele. Dar mai toate aceste experimente s-au desfășurat în vecinătatea Pământului, pe orbita terestră.
E bine, într-adevăr, domnește vidul cosmic, domnesc condiții care fac viața să fie imposibile aici, în vecinătatea Pământului, pe orbita terestră. Dar trebuie să vedem, în afara stratului protector creat de câmpul magnetic terestru, un strat protector care nu permite radiațiilor cosmice să ajungă în vecinătatea Pământului. Deci, în absența protecției câmpului magnetic terestru, organismele vii pot supraviețui? Nu este vorba de supraviețuire, să trăiască pe tot parcursul misiunii. De aia este, la reîntoarcere le putem readuce la viață? Este o întrebare importantă și răspunsul la ea este, la rândul său, important. Pentru că una din ipotezele legate de apariția vieții pe Pământ poartă numele de panspermie. Viața a apărut aici, pe Pământ, fiind purtată de meteoriții care au bombardat în primele etape ale dezvoltării planetei noastre suprafața Terei. La bordul modulul acela de reîntoarcere se vor afla 5 specii de cum să le zic eu, de ființe terestre, de la unele mai simple, cum este Deinococcus radiodurans, este o bacterie extrem de interesantă și de fascinantă, o bacterie care rezistă în condiții de radiații extrem de intense. Asemenea, bacterii se dezvoltă fără probleme foarte mari în vecinătatea reactoarelor nucleare. Revăzut, vor putea supraviețui la o asemenea călătorie de aproape 3 ani? Mai avem niște specii. Pyrococcus furiosus. Nu știu despre ce este vorba, să vă zic exact, bănesc că tot niște bacterii. Vom avea și odrojdii. Aceasta este odrojdii. Odrojdii obișnuită, similară celei pe care o folosiți dumneavoastră atunci când preparați pâine. Va rezista drojdia condițiilor impuse de zborul acesta, repet, de aproape 3 ani prin spațiul cosmic, dincolo de protecția pe care ne oferă Pământul. Și mai este o ființă mai evoluată, Arabidopsis thaliana. Sunt de fapt niște plătuțe, sunt niște semințe care vor fi trimise către în cadrul acestei misiuni. Vor reuși ele să germineze atunci când se vor întoarce pe Terra? Ar fi interesant de aflat. Dar cea mai interesantă ființă care se va afla la bordul acestei misiuni vor fi ursuleții de apă, cam așa s-ar numi. E vorba despre tardigrade. Iată cum arată, este un organism ceva mai evoluat, are cam jumătate de milimetru, un milimetru lungime, e foarte simpatic, chiar seamănă în această imagine cu un ursuleț. De fapt, sunt niște ființe extrem, dar extrem de spectaculoase. Repet, avem de-a face cu, de această dată, cu organisme cu un grad de complexitate ceva mai ridicat decât cele pe care le-am prezentat până acum. Cu tardigrade s-au mai făcut experimente și v-am povestit despre ele în alte emisiuni. Ele au fost trimise pe orbita terestră, unde au stat un interval de timp expuse complet condițiilor vidului cosmic, după care acești ursuleți, aceste ființe, au fost readuse pe Terra și, ce să vezi, au putut fi readuse la viață. Și mai mult decât atât, ele s-au putut înmulți. Repet, după ce au stat un interval de timp destul de lung pe orbita terestră. Acum, vor pleca într-o misiune lungă. Sunt mesageri, îndrăznesc să zic că în acest caz chiar avem de-a face cu niște mesageri terestri către spațiul cosmic. Este și ar fi senzațional de-a dreptul să constatăm că acești ursuleți de apă, aceste tardigrade, readuse pe Terra, pot reveni la viață.
Atunci, ipoteza aceea despre care vă vorbeam mai devreme, respectiv ipoteza panspermiei dirijate, ar căpăta, cum să zic, o susținere. Ar căpăta o primă dovadă. Bineînțeles, nu vom putea afirma că viața pe Pământ a apărut printr-un mecanism de tip panspermie. Dar am putea lua în considerare o asemenea posibilitate. Ipoteza panspermiei ar căpăta o greutate ceva mai mare. Vedeți dumneavoastră, dragii mei prieteni, e frumos asta cu știința, e frumos că încă mai sunt misiuni care n-au cum să nu-ți înflăcăreze puțin imaginația. Această misiune este doar una dintre ele. Dar să vedeți săptămâna viitoare, pentru că săptămâna viitoare vom vorbi despre noul rover marțian care tocmai se pregătește să plece către Marte. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.